toaleta matinală, aici e un râu ușor. E un râu ușor care se scurge în mergi. Aici am fac toaleta matinală. Apa e rece, dar e plăcută. Fac toaleta matinală, sper că nu-mi cade camera. Îmbostesc aici. Facem toaleta matinală în cadru natural. Am inundat pe aici. Vă arăt aici un pic așa. Vedeți? E totul improvizat. Un râușor care curge să varsă Neșlov, săpunelul meu. E un râușor care vine și curge în Neșlov. Stați așa să... Nu. Uitați aici. În țara asta avem miliarde de hectolitri de apă și în România e secetă. Uitați cum... Cum apa asta nu se folosește la nimic, vedeți, apa e viață, ia uitați-vă cum curge, vedeți? Și nu ne folosește, nu o folosim la nimic. Cred că vin la vorba lui Petre Țuțea, marele filozof, cred că suntem o țară de idioți, înțelegi? Ia uitați-vă aici, un păreia superb care curge aici, biologic, ecologic. Ia uitați cum curge apa, vedeți? Să varsă Neșloc și să pierde. Apa asta nu o să fie folosită la agricultură, să pierde inutil, pentru că pe nimeni nu interesează apa asta care curge inutil. Și e și curată. O să fac o analiză de laborator, dar cred că e curată, știi? Ia uitați, eu v-am dat o probă cum se irosește miliarde de hectolitri în România. Inutil și spune că avem secetă. Păi avem secetă că apa o lăsăm să curgă aiurea. Hai, pa, camarazi!